Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și împreună vom discuta despre schimbările climatice. Ați auzit la televizor că acesta este un subiect foarte mult comentat. Cât adevăr există, asta vom decide la sfârșit, după ce vom vedea mai multe. Pentru început, iată opinia specialiștilor. Opriți filmul pentru a avea suficient timp să citiți. Dar ce este pentru tine clima? Spune în cuvinte simple ce înseamnă schimbare climatică. Când vorbim despre fenomene obișnuite, despre temperatură, precipitații, vânt, vorbim despre climă. Cu siguranță îți amintești despre aceste lecții de anul trecut de la științe ale naturii sau de anul acesta de la geografie. Noi trăim într-o țară cu climă temperată, cu 4 anotimpuri, în care condițiile sunt diferite pentru fiecare anotimp. Vedeți în imagine cum variază temperaturile pe glob în funcție de lunile anului. În zonele cu climă temperată, iarna este frig. Putem avea temperaturi negative, vânt puternic, iar precipitațiile sunt deseori sub formă de lapuviță și ninsoare. Apa de pe plante îngheață, se face brumă și pe șosele se face polei. Descrieți și voi un alt anotimp de la noi din țară. Vă aștept! Uitați câteva sugestii. Primăvara este anotimpul în care natura renaște. Primele semne care apar sunt încălzirea vremii și topirea zăpezii. Soarele începe să se arate din ce în ce mai des, ziua începe să-și mărească durata. Precipitațiile sunt sub formă de ploaie. Vara este un anotimp care se deosebește de primul prin căldura mai multă. Zilele devin mai lungi și nopțile sunt mai calde. Plouă mai des și mai abundent. În mod normal, vara, din cauza diferențelor de temperatură, se pot declanșa fenomene meteorologice, ca și furtuni sau ploi cu grindină. Toamna pregătește sosirea iernii. Zilele încep să se scurteze, deoarece soarele nu mai poposește atât de mult în emisfera noastră. Drept urmare, frunzele se îngălbenesc și cad. Temperaturile scad de la zi la zi, precipitațiile sunt sub formă de ploaie și cade brumă. Schimbările climatice sunt schimbări ale climei pentru o anumită zonă. Priviți videoclipurile următoare. Furtuna din Italia din luna septembrie. Sau cum se topesc ghețarii în nordul Europei. Ce se întâmplă? Cum sunt afectați oamenii, dar plantele și animalele? Haideți să căutăm informații și să completăm o hartă de idei, un poster sau chiar un jurnal al schimbărilor climatice de la noi din țară cu date și fenomene. Folosiți internetul și notați-vă informațiile pe caietul de științe. Când spunem de fenomene extreme, spunem de următoarele. Haideți să organizăm ce am descoperit. Temperaturi extreme, canicula. În vara anului 2021 a fost emis cel mai timpuriu cod roșu de caniculă în țara noastră, între 24-25 iunie, pentru 7 județe din vestul țării. Luna iulie a fost a treia cea mai caldă lună a lui cuptor din ultimii 60 de ani, cele mai călduroase fiind 28 și 29 iulie, când la băile Herculane s-au înregistrat 40,1 grade Celsius, iar la Calafat 40 de grade Celsius. Și prima jumătate a lunii august 2021 a înregistrat numeroase recorduri de temperatură, fiind de altfel a doua cea mai caldă lună din ultimii 60 de ani și cea mai secetoasă perioadă.
furtuni puternice. Iunie 2021, județul Timiș. Iulie 2021, județul Cluj. Iulie 2021, județul Botoșani. Precipitații neobișnuite. Ploi cu grindină de dimensiuni foarte mari. În luna iunie, în județul Argeș și județul Olt, și în luna iulie, în județul Alba. Inundații. Iunie, județul Vrancea, iulie, județul Alba și tot luna iulie, județul Neamț. Realizați un jurnal al fenomenelor extreme pentru anul 2019 sau 2020. Puteți folosi următorul model. Data la care a avut loc evenimentul, localitatea, descrierea fenomenului și opiniile personale. Ce putem face să oprim aceste schimbări climatice? Discutați între voi și găsiți soluții. La revedere!